Iată știrea cea mai însemnată, care a alarmat pe oameni în cursul sfintelor sărbători ale Paștilor. Ba e cu atât mai gravă, cu cât formează încheierea unei serii întregi de fapte întunecoase, al căror teatru a fost în timpul din urmă Rusia. Mișcarea revoluționară din Rusia fierbe înfundat. Pe aici, pe colo, se îndreaptă pistoale contra șefilor administrațiunii de guvernie, se descoperă amploiați, sergenți de poliție, ba chiar persoane din societatea înaltă care iau parte și dau impulsiune mișcării. Siberia se populează cu adepții noilor idei și cu toate acestea tot mai rămân destui care să atenteze la viața împăratului chiar. În Germania, mișcarea socialistă analogă a încetat în urma introducerii unor legi excepționale. În Rusia, asemenea legi excepționale există în permanență. În Germania se urmăresc ideile socialiste numai. În Rusia s-a urmărit orice soi de idee mai liberă, încât sub presiunea cea mai mare, cu umilirea patentă a corpului didactic și a studenților, universitățile rusești au crescut o tinerime pururea supravegheată în toate mișcările ei. Oricât de regretabil și de odios e dar faptul atentatului, izolat și restrâns la responsabilitatea morală a făptuitorului, și oricât îl dezaprobăm, el totuși rămâne un semn caracteristic al timpului. Un simptom al unor cauze cu mult mai întinse și mai generale. Faptul nu are caracterul unei răzbunări private, al unei crime individuale. El e precursorul unei mișcări de descompunere socială, al cărei obiect e coloseala împărăție slavă. Dar nu numai la Rusia e mărginită acea descompunere. Peste tot credințele vechi mor. Un materialism brutal le ia locul. Cultura secolului mână în mână cu sărăcia claselor lucrătoare amenință toată clădirea măreață a civilizației creștine. Stilul elegant al arhitecturii renașterii, cel măreț gotic, cedează stilului monoton al cazarmelor de închiriat. Shakespeare și Molière cedează bufuneriilor și dramelor de incest și adulter. Cancanul și Offenbach alungă pe Beethoven și pe Mozart. E o epocă în care ideile mari asfințesc, în care zeii mor. Pe lângă aceasta se mai adaugă o generală corupțiune economică. Capitalul, care ar trebui să fie și să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al muncii și totodată un instrument al ei, e adesea ca posesiune individuală rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate și fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii. Elemente economice nesănătoase, uzurari și jucători la bursă, cavaleri de industrie și întreprinzători șarlatani se urcă cu repejune în clasele superioare ale societății omenești. În locurile care înainte erau rezervate nașterii ilustre, averii seculare, inteligenții cele mai dezvoltate, caracterului celui mai drept și mai statornic. Fără îndoială că alături cu germenii de descompunere generală se vor fi aflând și germenii unei noi vieți fecunde, de un caracter într-adevăr uman. Dar totuși nu este mai puțin adevărat că în momentul de față ideile bune se află în linie coborătoare și abărțind toate fără excepție trecutului, iar cele rele se află pe linie suitoare.